Dragă jurnalule, eu când o să fiu mare, vreau să mă fac prezentatoare. Vreau să vorbesc cu multă lume și să pun o grămadă de întrebări și să fiu așa ocupată. Sau cum e tati prezentatoare. Acă, zi și făcut. Am luat microfonul pe care l-am primit de la Iubi, l-a făcut special pentru mine. L-am așezat pe partener pe un scaun și m-am aranjat frumos, mi-am aranjat cornetele și să înceapă întrebările. Încolo, nimica nimicuța. Am încercat să-mi schimb locul, am încercat să-mi așez cornetele, am încercat să-mi așez bretelele. Nimic și nimic și nimic. Aproape că nu mai vroiam să mă fac prezentatoare. Noroc că a venit antiprezentatoare atunci și m-a întrebat ce se întâmplă. Și am explicat. Și a început să zâmbească și să-mi zică: fetiță Zurli, lucrurile nu pot să se întâmple așa. Dacă vrei să exersezi cu adevărat, trebuie să-ți faci o listă cu întrebări, să te pregătești. Mi-a spus că până și ei s-a întâmplat uneori să rămână fără cuvinte. Asta n-aș fi crezut niciodată. Și zi și făcut din nou. Am luat o foaie, am luat un creion și am început să scriu întrebările. Erau cam așa. Cum te cheamă? Mergi la grădiniță? Te trezești la timp să mergi la grădiniță? Ce culoare îți place cel mai mult? Voi ce întrebări ați mai fi pus lui Martinel? În final, știu sigur că l-am întrebat: Martinel, ți-a plăcut interviul ăsta? Și ghiciți ce mi-a răspuns? Mi-a răspuns că da, că i-a plăcut. Și până la urmă, mi-am dat seama că am învățat un nou joc extrem de amuzant, pe care putem să-l jucăm oricând vrem noi. Iar tanti prezentatoarea mi-a spus că nici măcar nu contează, că până la urmă, când o să cresc mare, pot să mă fac aproape tot, nu aproape, tot ce vreau eu. Pot să mă fac și balerină, sau pot să mă fac ce mai pot să mă fac? Chiar așa, voi ce vreți să vă faceți când o să fiți mari? Puteți să-mi scrieți pe pagina mea de Facebook, Fetița Zurli. Vă pup! Adică pupici cu sclipici!